Bună dimineața, ne-a lămurit ceva mai devreme Nadina cum este cu ursul Rambo și cu pisicuța. Săraca pisica a fost prinsă în locul ursului, vezi? Au prins mășii ceva. Da, măi, dar măcar dacă prindeau un râs sau vreun leu de-a lui Nuțu. Da. Pierdut mai prin avea Nuțu lei, mă? Oare nu mai știu. Nu cred. Sincer, nu cred. Dar uite, poate să-și ia urși. Da. La câți urși sunt? Corect. Pe principiu să înceapă un program cum era la un moment dat, adoptă un câine. Că da. Venise campania aia să... A fost, da, da. Da, de mult și toată lumea. Am iubit și câinii vagabonzi, era o melodie. Melodie, nu mai știu, cred că Mihai Constantinescu. Constantinescu, da. Da, da. Și mai avea și Taxi, dacă ați auzit de trupa asta, avea și ea o melodie cu câinii vagabonzi, cum dar... Cum să n-audă lumea de trupa Taxi? De ce eu crezi? Știu. Cum mai? Nu, zic și eu, poate n-au auzit. Poate e alta, nu? Nu, nu, este Taxi, Dan Teodorescu. Dan Teodorescu, un prieten meu, da. Dan Teodorescu. Da, am un prieten, Dan Teodorescu, care n-are legătură cu celălalt. A venit la emisiune, a fost foarte simpatic Dan Teodorescu și zic, bă, Dane, dar ce cauți aici? Că tu nu apar la emisiune de genul ăsta, tu ai alte preocupări. Și m-am venit în două motive. La ce emisiune? Invitatul de 12. Zice, domnule, una, am venit că mi-ești drag. Zic, bine, ok, asta știm, că nu se schimbă. Și a doua zice, am și o piesă pe radio. Zice, a avut piesa aia cu Delia, știi? Da. Mișto piesa de altfel. Foarte mișto. Da, mă rog, să lăsăm deci, pe Dan Teodorescu prietenul, să ne întoarcem la pisic. Deci s-a pus mare capcană mare, au atârnat și ei. Au prins un țânțar. Nu, ei au pus momeală acolo. Dar știi ce cred eu? Că la cât de priceput sunt jandarmii sau, mă rog, cine trebuie să prindă din Ploiești ursul? N-ai văzut că l-au tranquilizat și nu l-au tranquilizat? Așa. Cred că au pus din greșeală niște parizer. Și pisicuța normal. A, parizer! Sau eu îi văd în stare să pună chiar mâncare de pisici. Au da. Zis, măi, ce mănâncă urși? Frații mure, n-avem că e scumpe. E scump, da. Și că știu eu la un market de aia ieftină, e 6 lei cutia. Și că îi punem de aia. Și au pus mâncare de pisici și a venit săraca pisicuțe. S-au prins pisica, cum mănâncă pisicile? Bă, zici că e... Zici că e caragiale, mă. Zici că e pe bune. Da, da. Mihăiescu. Este dacă extraordinar. Scriau asta, nu le ieșea așa de bine. Deci, stai puțin. Mâncarea lăsată acolo, la încușca asta, a atras atenția altor animale, scrie ziarul Incomod. O pisică a intrat în cușcă, a activat senzorii de mișcare, iar ușa cușcii... Păi logic! Cât s-a închis, logic. S-a blocat. Da. Ei nu știu că ursul este omnivor, deci puteau să-i pună niște cartofi prăjiți, că pisicile sigur nu... Da, dar puteau să pună un tomberon. Corect. Vezi, un tomberon venea sigur ursulică, Rambo. Sau repet, niște fragi și mure. Da, când asta eventual e... prindeau un urs sau un copil pofticios. Asta e o legendă, să le mai spunem copilor, că e fragi și mure, mănâncă printre altele, așa, știi? Da. Fragi și mure. Mi-a zis un vânător, deci ursul când este foame, efectiv paște iarbă. Da, mănâncă orice. Deci zice, mănâncă absolut orice. Orice, exact. Orice, da, efectiv, da, da, da. Paște iarbă. Da, inclusiv animale morte. Da, da. Ok. Serios, da, da, așa e, mai am una cu ursul. Ursul mai mănâncă nicio dimineață fără urs, da? Fără urs, da. Ursul de obicei mai mănâncă și din mâna turiștilor de la Sfânta Ana. Zic, e mișto asta. Păi, oamenii continuă să hrănească animalele sălbatice. Tocmai ce abusărăm, avem și în imagini pe canal de 2 o doamnă care iese dintr-o mașină. Măi, deci știi vorba aia, ca la urs? Ca la urs. Deci pe la Sfânta Ana, pe acolo, sunt niște trenulețe de alea descoperite, știi, pentru copii, de să dau copii în ele, merg pe acolo. Cum îi zicea, mă, Chichicar, Titicar, îi zicea pe mine, Titicarul ăla de... Fii atent, titicarurile astea nu au geamuri sau ceva. Deci zici că ești în safari. Da, și te mișto. Duci, fii atent, te duci cu titicarul, cu copilul și vine ursul lângă titicar. Și-l invizi pe urs, urcă tată. Nu, că n-a plătit bilet. Da. Păi ce să faci? El nu plătește. Și pe lângă titicarurile respective descoperite mai sunt și mașini. Și cum vine, ursul s-a învățat, vine... Știi, vine de bună ziua? Auzi, nu, vine cu un baston de la și cu un batic în cap și stă. Dă și mie mâncare. Nu știi cum stau doamnele în Italia? Să mai și leagănă unii, știi? Înțelegi? Da, da, da. Și cineva a ieșit să-i dea de mâncare sperând într-un selfie cu ursul și țeapă ghinion, a trebuit să intre repede înapoi în mașină, că... Doamne ferește. Dar cum pot să te cred. Dai jos? Da? Deci, nici mie nu pot să cred. Nu, deci nici în apropiere, zice și știrea, situația este cu atât mai gravă cu cât în apropiere se afla un trenuleț turistic în care erau și copii. Copii, da. Păi ursul ăla sare odată. Hats! Da. Uite, și mă rog, în ciuda acestor, că e un pericol, oameni buni, e un pericol. Terminați cu chestia asta, da? Oamenii se poartă ca și cum lucrurile așa sunt, da? Deci, așa e normal.
pă bune, să faci fotografii cu ursul, dar ia-ți mă vedere cu ursul, da? Intră pe, pe bune, intră pe internet că sunt milioane de poze cu urși. Sau mai nou, puteți să vă duceți la ploi să spuneți, domnule, vreau să fac și o poză cu pisica aia. Cu pisica, aia, da. Aia mâncat mâncarea ursului. Tare. Da, asta e tare, să mergem, ia să mergem mă, la ploi și să facem poze cu pisica. Ce ați prins, mă? O pisică. Your hit music playlist. Impulse. Do it like that. Louder, louder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Știrile noastre se audă. Pleacă 2. Pleacă 2 înseamnă că se efectuează o mișcare pe cameră, ca să zic așa, da? Pe camera 2, pe canal de 2, pe Radio Impuls, doar ne auziți vocile. Vreau să te învăț și a mea. Vrei? Ce? Să vreun joc ceva? Reguli de bune maniere ciudate din jurul lumii. Vrei să știi? Adică dacă tot este sezon de vacanță și oamenii noștri pleacă și care încotro, la 0754222999 spune-ne dacă pleci în vacanță unde pleci. Vorbim despre cei întârziați care profită de prețurile mai... fac optimizare fiscală. S-a plăcut? Și pleacă în septembrie. Da, o formulare extrem de inteligentă, da. Profundă. Deci, reguli de bune maniere. Și nu pot decât să-ți mulțumesc că folosești cuvinte de genul drag, acesta în emisiune. Cu mare drag. Așa. Dar un bărbat care face optimizare fiscală, de fapt, e zgârcit. Fetelor, deci... Da. Are arici în portofel, da. Deci, da. 10 reguli de bune maniere ciudate, atenție. Ia zi, drag. Nu manierele ciudate, ci bunele maniere ciudate în jurul lumii. Păi fii atent, în Japonia. Ia. În momentul în care sorbi pastele, uh-huh, da, din supă, știi, ai paste în supă și... Da. Este o chestie ok. Nu să este ceva nasol. Deci fie la aș ei. Efectiv și în China la fel. Să fie efectiv la ei. Așa se mănâncă. Mai mult decât atât, în Japonia, dar și în China, supa se bea din farfurie. Da, mă, dar iau niște, ți aduce supa în cănuță. Nu, ți aduce niște boluri așa. Da, bolul e mic. Păi, știi că e regula... Nu e foarte mic. E... Alimentației în partea aia, în Asia, este că e regula celor 3 pumni de mâncare. Știi, practic fiecare dintre noi avem nevoie de 3 mese pe zi, 3 pumni de mâncare. Cam asta e, că de-aia sunt aia mai... Depinde. S-a mai schimbat un pic combinația. Bine, când au venit fast food-urile, mănâncă și ea mult. Deci, ce să faci. Deci fiți atenți. În India, Orientul Mijlociu și anumite părți din Africa, este considerat nepoliticos și murdar să mănânci cu mâna stângă. Ei, na, fiecare cu tradițiile... Ce chestie? Deci mâncatul doar cu mâna dreaptă. Folosește furculițele? Cine? În India și astea, da, sunt furculițe, da. Nu, întreb. Nu, dar ci că mâncarea nu trebuie dusă la gură cu mâna dreaptă, ci nu cu mâna stângă, ci cu mâna dreaptă. Foarte, foarte, foarte am interesant. Înțeles, da. Uite. Aici au să se enerveze toate fetele. Da? Hai bune, toate fetele, mai bine nu citim asta. Deci, în Franța, dacă te oferi să-ți plătești partea de consumație, s-ar putea să fii considerat nepoliticos și nesofistiche. Ok. Ci că fie te oferi, de probleme. Fie te oferi să plătești nota completă, fie lași pe altcineva să facă acest lucru. Este complicată regula asta. Eu așa fac, las pe altcineva. Înțelegi? Eu când da, mă duc. E complicată, fiindcă în România, în momentul în care ar veni nota, ar fi liniște la da, masă. Păi da, e și eu tac. Cine plătește? Nu e bună combinația. Trebuie să lași omului un pic loc de mișcare, fiindcă... Da, bine, asta e oricum, e o chestie, nu știu, nu-mi place. Dar lumea știu unde e, până Germania e, că și vorba aia, plătim nențește, știi? Acolo fiecare cu nota lui. Tot în Franța. Trebuie să-ți folosești, deci educație... De bune maniere, da? Bune maniere. Sau proaste maniere, da? Ca să știți dacă ajungeți acolo, da? Ați reținut. În Japonia, China, poți să sorbi? Da. Gen. Da, mă rog. În unde era India, Orientul Mijlociu și așa, trebuie doar să mănânci doar cu mâna dreaptă, nu cu mâna stângă, chiar dacă e stângaci, mai bine pui mâinile la spate și ciuculești așa din farfurie. Bun. Cam mai avem așa. Azorel. În Franța trebuie să-ți folosești ambele mâini când mănânci. Hap, hap, pac, pac. Ci că fie cuțitul și furculița, fie pâinea și furculița. Ei cu pâinea îți ții degețelul sus, stai așa. Cu mine. Așa. Și furculița așa, hap, hap, da? Ok. Neapărat. Pâinea cică nu e aperitiv. Da, acolo zice în ce mână trebuie să ții cuțitul și în ce mână trebuie să ții furculița. M-am certat, acolo niște m-am certat cu multă lume care spune că se mănâncă cum cu furculița vine mâna dreaptă. Cum îți vine la îndemână, da? Da, bine. În Mexic, fiți atenți. Ia zi la... Cică, în Mexic amigos. E tare rău de tot asta, fiindcă ei mănâncă fajitas, pipitas, chiquitas. Alea, da. Un fel de șaorme, de altfel, da? Deci în Mexic, mâncatul cu furculița și cuțitul este aproape considerat snobism.
Ce zici de asta? Fii atent că avem un mesaj, zice: ia. Mâna stângă se utilizează în India la toaletă, de aceea se consideră neigienică. Exact. Păi bine, și cine... Și da, în Orientul Mijlociu la fel, ci că trebuie cu mâna stângă să, nu cu mâna dreaptă. Da, mă rog. Na, fiecare cu tradițiile lui. Ia uite, deci dacă în Mexic mănânci cu mâinile, ci că în Chile atingerea mâncării cu mâinile se consideră lipsă de maniere. Ci chiar și când vine vorba de cartofi prăjiți. Ia uite, ci că în Brazilia de asemenea pizza și burgerii se mâncați întotdeauna cu furguliță și cuțit. Deci dacă ajungeți în Chile și în Brazilia, să știți să nu vă faceți de râs, da? Da. E utilă emisiunea, clar. Absolut că e utilă, da. În Portugalia. În Brazilia n-am fost. Da, în Portugalia. Aici am fost. Dacă nu ai pe masă sare și piper, nu cere, ci că se ce se consideră o ofensă adusă, da, chefului. Șefului. Cum mă să cit? Da. Șefului, mă, da, mă, uite, bă. Șefului, ăla care a gătit. Mă gândeam că-ți moare cheful, știi? Da, eu dacă n-am sare și piper pe masă, sunt mai vreau și eu niște sare. Deci în Portugalia să fiu foarte, foarte atent. Bun, am notat-o. În Thailanda, furculițele sunt folosite doar ca să umple lingurile, ci că nu le folosi ca să spui mâncarea în gură. Da, adică ții lingura și iei cu furculița. Și pui și în lingură și pe aia mănânci cu lingura. Ce chestie e. În Rusia se consideră politicos să-ți ții coatele pe marginea mesei și nepoliticos să ți le ții pe picioare. Păi nu mai ajung coatele pe picioare. Da, am mâinile scurte oare sau? Nu. Nu, hai că... Nici mâinile, nici picioarele, da. Ce mai face Mihaela, sau cum o chema, Mihaela picioare lungi? Da. Nu ne-am mai scris. Zodia săgetător. Și să terminăm cu o țară în care sigur nu o să ajungeți. Da, poate ați ajuns. În Etiopia, farfuriile individuale sunt considerate o risipă. Toată lumea mănâncă din mijlocul mesei cu mâinile. Aia e țara care îmi place. Înțelege? Ok. Sper că v-am furnizat informații utile. Sunt informații gen de... Da, sunt, mă rog, unele sunt amuzante, simpatice, haioase. Da, chiar sunt utile, zic eu. Stăm puțin de vorbă și cu voi la 0754-222-999. Vorbim despre vacanțele voastre. Care-i treaba cu vacanța voastră? Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că îmi faceți fiecare dimineață mai plăcută atunci când duc copilul la grădiniță. Și vreau să vă întreb dacă îmi permiteți. Okay. Se merită oare după aproximativ 7 ani de vacanță în exterior, la mare, okay, să încercăm o vacanță în România, la mare? Adică ne bate gândul, dar nu știm sigur. Să o facem, să nu o facem. Vă bate gândul și vă bate salvamarul. De și fapt, vă nu. Bate vântul. Și gândul și salvamarul. Și vă bate valul. Nu, salvamarul nu. Da. Salvamarul e... Și eu aia își fac treaba. Măi, ce să zic? Mai am un mesaj foarte interesant de la cineva care știe. Zice Jonathan: păi în Asia e cultural să simți la mână mâncarea înainte să o bage în gură. Așa se conectează mai mult cu mâncarea. Experiența e mai bună. Foarte tare. Da. Ei, da, să nu. Acum, noi am citit acele, să zicem, reguli care, din exterior privite, pot fi ciudate. Dar există în spatele lor niște explicații bine puse la punct. Să-i răspundem doamnei, nu? Da. Ce zici, să se ducă la mare la noi sau nu? Da. Da? Da. Eu zic să mai lăsăm bani și în țară, că nu erau. Nu erau, da. Păi bine, da. Acum alege cu grijă locul în care te duci. Și în care mănânci. Și în care mănânci. Vezi că pe plajă nu e ca în alte țări, deci nu poți, da, să vii cu mâncare. Dar eu nu cred că dacă plătești la fel cât plătești până alte țări, într-un loc bun, nu cred că o să fie nasol. Părerea mea. Da, mă rog, fiecare face ce vrea. Eu, de exemplu, n-am mai fost la mare în România. Nici din eu. 2016. A, nu. N-am mai fost. Am de 7 ani. Anul trecut, anul ăsta, n-am fost deloc la mare în România. Nici eu. 7 ani. Hai că poate totuși. Poate mă sunt și eu mașină și fac o baie. Facem un weekend de septembrie la litoralul pentru toți. Între timp rămânem aici în dimineața pe 2, Canal de 2 România și Radio Impuls România. Gric și Cernat, suntem neața. Neața. Dimineața pe 2. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impuls Radio.